prima impresie este că am luat ocazia de a bate Anglia astăzi. Dacă ne luăm după ocazii, după astea care le-am avut, cred că puteam să batem Anglia astăzi dacă eram puțin mai atenți. Cred că am făcut un joc bun, mai aproape de ceea ce putem noi să jucăm, adică mai mult pe reacție, în general. Fazele de atac ale noastre au fost bazate mai ales în momentul în care am reușit să schimbăm direcția de joc și să accelerăm. Au fost chiar faze bine gândite, ieșit această reactivitate, a fost bine gândită și de Rădoi. Păcat că a venit acea greșeală a lui Săpuș, acum nu știu cum a ajuns mingea aia să el să fie înspre exteriorul terenului, iar adversarului să fie spre interior, să-l agați. Păcat. Cred că am avut și 11 metri, noi n-am văzut reluările aici, dar cred că a fost 11 metri în ultimul minut, dar nu putem să ne legăm de treaba asta. În orice caz, o prestație destul de bună a Naționalei României și ne dă încredere că se poate și cu acești jucători, cu mulți jucători tineri, se poate în continuare construi, părerea mea. Dacă ar fi să spuneți, nu știu, un lucru, două lucruri care v-au plăcut în mod special în acest meci și poate anumite lucruri care nu v-au plăcut la modul general, sau dacă vreți să faceți și remarci, să spunem așa, individuale, dar ce ați remarca? Nu, eu nu pot să fac remarcări individuale, dar mi-a plăcut faptul că au fost extrem de determinat și destul de exact în faza de apărare, faza la care am suferit foarte mult până acum. Chiar dacă au avut două lovituri de la 11 metri, dar în orice caz parcă mult, mult mai sigur în faza de apărare, mult mai compact ca echipă și mult mai, din punct de vedere al atacului, mult mai reactiv și uneori chiar surprinzător prin aparițiile lui Dean Soresc în prima repriză, în partea dreaptă acolo, foarte, foarte bine. Ce să spun, bine așa, în general bine, un mijloc mult mai compact și mai solid în faza defensivă mi s-a părut. De fapt au fost și jucători care n-au mai jucat atât de dilatat ca poziție în teren și au fost mult mai compact în momentul când pierdeam mintea, n-am mai făcut un pressing atât de avansat în care să oferim multe spații adversarului. A fost gândit bine meciul, pentru că am jucat împotriva Anglia. Ați văzut și dumneavoastră ce calități au jucătorii lor. Chiar dacă mi se poate spune că au lipsit unii dintre titularii de drept ai lor, în schimb mă uitam la rezerve și îmi vezi acolo că scrie și Harry Kane și lista aia. Se pune pe gândul. Spune, peste alt că a fost bine, zic eu, a fost bine, o impresie bună și mai ales mă duc acum la băieți, să-i fericit și mai ales un semn bun pentru toamnă, că asta mă interesează și asta ne interesează pe toți, că în toamnă am putea să jucăm mai bine decât am făcut-o în ultimile meci. Mi se pare că a fost neinspirare doi cu acea schimbare, cu introducerea lui Căpușe. Ne întrebam dacă nu cumva ar fi fost mai indicat ca un debut pentru un astfel de jucător care practic nu a fost obișnuit cu acest nivel să se fi produs în meciul cu Georgia. El intră acum cu Anglia și chiar cred că nici nu a atins mingea până să facă acel fault. Eu trebuie să mă gândesc în primul și în primul rând să vorbesc cu el, să văd dacă nu cumva a fost justificată, pentru că dacă Sorescu a avut și o cădere fizică și la meciul cu Georgia în ultimile 15 minute. Să nu fie cumva o problemă fizică. Pentru că dacă Sorescu a cerut schimbare, atunci are sens să vorbim despre o greșeală de interpretare a unui moment de joc al lui Grel. Da, sper să fie așa, sau sper să nu fie o accidentare. În orice caz... Da, nu pot să spui că atunci când a intrat Căpușă a jucat rău. A făcut acea greșeală, într-adevăr. Dar în rest, mie mi-a plăcut. A urcat în atac, a primit mingea, a bucurat să continue. Nu e rău. Eu mă gândesc și ce poate însemna această eroare pentru cariera lui în continuare, adică să nu-l apese, să nu-l domine, să nu fie urmărit de această gafă pe care a făcut-o în perspectiva... Tot secretul rămâne în conducerea tehnică, de a-i reda încrederea, de a-i reda
de a explica că de fapt nu s-a întâmplat nimic și că în continuare el poate să crească ca virgulă jucător. E cred că foarte ușor să explică că e un profesionist și are tot viitorul în față, zic eu. Au mai fost jucători mai mari care au greșit decât el și care și-au continuat cariera cu succes. Nu, nu cred că e o cumpără pentru el. Nu, niciun caz. Niciun caz. Spuneți-mi, cum s-a ajuns ca înainte de meci jucătorii din echipa noastră să îngenuncheze și, adică a fost un protocol pe care l-a solicitat Federația din Anglia și noi am dat curs, sau cum s-a întâmplat chestiunea asta? A fost o înțelegere între federații. Este un gest care eu cred că arată clar faptul că noi românii, toți românii, nu suntem rasiști, suntem un popor care ne iubim aproapele orice fel de culoare are și din orice parte a lumii ar veni. Mihai, nu toți românii. Am văzut că nu chiar toți românii aderă la gestul ăsta. Penil, tu ești? Eu sunt, da. Adică l-am văzut în picioare pe Stanciu, l-am văzut în picioare pe Nedelcearu. Nu, Emil, da? Da, spune. Nedelcea, avem și acum o fotografie pe post în care se vede Răzvan Marin în genunchiat, în spatele lui Nedelcearu, care este în picioare. Nedelcearu și Stanciu n-au dorit să îngenuncheze. Nu este obligatoriu, nu poți obliga omul să facă astfel, dar restul colegilor, dacă păi, nu am observat că ei au rămas în picioare, dar în orice caz, nu cred că ei au rămas în picioare că vor să arate că sunt rasiști, niciun caz treaba. Au rămas în picioare pentru că ei așa consideră să se manifeste, probabil. Dacă așa este, dar dacă îmi spui eu trebuie să te crezi pe tine, poți mult mai atent ca mine. Așa s-a întâmplat și să repet, am și difuzat fotografia. Nu, dar nici nu credem că sunt rasiști. Nu, e vorba de gestul ăsta de a îngenunchea, care după anumite păreri e un pic exagerat. Știi cum e asta? Știi cum e asta? Ca și cu vaccinarea. Unii vor, alții nu. Asta e situația. Nu poți obliga omul și cred că țara democratică în care trăim nu ne obligă să facem orice fel de gest care nu că ne este impus. Face parte dintr-un protocol. Bine, ca o părere personală, foarte bine că n-au îngenunchiat. N-aș vrea să las loc de interpretări. Nu pot nici să te aprob, nici să te dezaprob.